Vara călătorim mult, mergem pe plaje publice, vizităm piscine și dușuri. Uneori suntem duși chiar și în călătorii îndepărtate către mări, unde trebuie să folosim plaje publice sau toalete. Toate acestea sunt locuri de acumulare crescută de infecții, unde adesea puteți detecta ciuperca unghiilor. Tratamentul său este departe de a fi un proces simplu, dar nu disperați, încă puteți scăpa de ciuperca unghiilor. Vizionați videoclipul până la final și veți afla câteva remedii populare care vor combate ciuperca. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Ciuperca unghiilor este o boală comună care începe de obicei ca o mică pată sub vârful unghiei. Contrar credinței populare, ciuperca apare atât pe picioare cât și pe mâini. Dacă nu este observată la timp, infecția fungică începe să se răspândească mai profund. În timp, ciuperca poate duce la decolorarea, îngroșarea și prăbușirea plăcii unghiei. Acest lucru poate afecta mai multe unghii adiacente, chiar dacă doar una a fost infectată inițial. Când afecțiunea este ușoară și nu vă deranjează, este posibil să nu aveți nevoie de un tratament major. Dacă aveți dureri severe cauzate de ciuperca unghiilor, sfaturi populare de îngrijire și diferite medicamente vă pot ajuta. Chiar dacă nu ai experimentat niciodată ciuperca unghiilor și habar n-ai cum arată, atunci nu vei rata niciodată această mâncărime insuportabilă. Nu va fi deprisos, pentru prevenire, să aplicați un fel de remediu pentru infecție, astfel încât procesul să nu treacă în stadiul derulare. Așadar, mulți oameni recomandă utilizarea oțetului pentru a dezinfecta zona în care este posibil să fi pătruns ciuperca. Principalele simptome ale ciupercii unghiilor: mâncărime în zona infecției, schimbarea culorii plăcii unghiale, stratificarea și fragilitatea unghiei, durere la picioare. Ciuperca piciorului apare atunci când o ciupercă din genul canadian, dermatofit sau onicomicoză intră în piele. Infecția are loc prin contactul cu pielea infectată a unei alte persoane sau cu o suprafață pe care se află sporii fungici. Cele mai frecvente locuri în care acești agenți patogeni se acumulează sunt saunele, piscinele, băile, deoarece ciupercile iubesc un mediu cald și umed. Dezvoltarea ciupercii piciorului este provocată de următorii factori: igiena inadecvată a picioarelor, purtând pantofi închiși și strâmți, utilizarea lenjeriei sintetice și schimbarea ei rară, contactul cu lucrurile altora, de exemplu papuci, prosoape, o serie de boli, diabet zaharat, psoriazis, scăderea imunității. Ciuperca poate fi umedă, acoperind pielea piciorului cu bule mici, precum și uscată, caracterizată prin caretinizarea crescută și peeling a pielei. Foarte des, ciuperca piciorului este localizată în spațiul interdigital, în pliul dintre degetul al patrulea și al cincilea. Acest tip de boală se numește picior de atlet sau micoză interdigitală, deoarece în cele mai multe cazuri apare la persoanele care vizitează regulat săli de sport, cluburi de fitness și piscine, poartă Adidas și sintetici în care piciorul transpiră puternic și este slab ventilat. O infecție fungică la nivelul picioarelor trece rapid de la un deget la altul, afectând plăcile unghiei și întreaga talpă, însoțită de roșiață, mâncărime și crăpături dureroase. Pot apărea bule pline cu puroi la locul unde pielea se crapă. Cele mai eficiente remedii populare: unguient cu oțet de casă. Cel mai puternic instrument care vă va ajuta să scăpați de ciupercă este oțetul și un ou. Ele fac un unguient excelent care promovează vindecarea țesuturilor și catifelează zona afectată a unghiei. Un ou crud de găină se pune într-un pahar cu oțet, apoi se pune într-un dulap închis până când esența dezolvă coaja. Apoi trebuie să îndepărtați pelicula și să amestecați împreună oțetul, uleiul și oul. Pe picioarele aburite se aplică un unguient, se acoperă cu folie și se creează efectul unei băi. Apoi zona înmuiată afectată este îndepărtată, iar a doua zi se aplică din nou unguientul. Loțiune cu usturoi. Usturoiul este un puternic agent natural antibacterian și antifungic. Ajută la eliminarea infecțiilor fungice în cel mai ușor mod, chiar și în cazurile avansate. Sucul de usturoi se amestecă cu alcool într-un raport de 1:1 și se diluează cu apă distilată. Cu această loțiune este necesar să acoperiți toate zonele afectate ale pielii și unghiilor noaptea până când ciuperca moare complet. Această loțiune este eficientă chiar și în cazurile avansate.
Compresa cu mentă. Menta este un remediu excelent pentru ciuperci. Uleiurile esențiale conținute de mentă s-au dovedit a fi eficiente împotriva ciupercilor, giardiei și stafilococilor. Medicina tradițională consideră că tratamentul ciupercilor cu ierburi este aceeași metodă eficientă ca și cu unguentele. Pentru prepararea unei comprese, frunzele proaspete ale unei plante sau uleiuri esențiale sunt cele mai potrivite. În cazul preparării din frunze proaspete, dacă ciuperca se află într-un loc inconfortabil pe braț sau pe picior, atunci ar fi mai bine să o acoperi cu un bandaj. Uleiul esențial este potrivit pentru acoperirea zonelor deteriorate. Unguent cu sulfat de cupru. O altă modalitate populară este utilizarea sulfatului de cupru pentru a lupta împotriva ciupercilor și a infecțiilor. Face parte din multe unguente antifungice, dar poate fi folosit și ca remediu independent. Dacă nu aveți ocazia să cumpărați un unguent dintr-o farmacie, îl puteți pregăti singur. Utilizați gudronul sau grăsimea de gâscă pentru a crea o bază grasă. Adăugați acolo o linguriță de sulf și vitriol albastru. Sulfatul de cupru trebuie mai întâi calcinat într-o tigaie până devine alb sau gri. Trebuie să ungeți părțile dureroase ale picioarelor sau brațelor cu acest unguent în fiecare seară. Iod împotriva ciupercii unghiilor de la picioare. În cazuri de urgență, iodul obișnuit care poate fi găsit întotdeauna acasă va ajuta să facă față ciupercii. Face o treabă grozavă cu rănile, dar puțini oameni știu că doar o picătură de iod poate preveni dezvoltarea unei infecții fungice a picioarelor. Acesta este cel mai bun remediu pentru primele manifestări de ciupercă pe unghii. Se aplică direct pe placa unghială noaptea, apoi se pun șosete. Dimineață, iodul este absorbit în unghie. Procedura trebuie repetată timp de cel puțin 2 săptămâni. Prevenirea ciupercii piciorului. Amintiți-vă că prevenirea ciupercilor cu remedii populare ale piciorului este posibilă, așa că dacă suspectați o ciupercă, utilizați-le. Următoarele obiceiuri pot ajuta la prevenirea ciupercii unghiilor sau a reinfectării. Spălați-vă mâinile și picioarele în mod regulat. Spălați-vă mâinile după ce atingeți unghie infectată. Hidratați-vă unghiile după spălare. Tăiați-vă unghiile uniform, neteziți marginile cu o pilă, pilați zonele îngroșate, spălați și dezinfectați instrumentele după fiecare utilizare. Purtați șosete care elimină transpirația sau schimbați-le pe parcursul zilei. Alege pantofi din materiale respirabile. Aruncați pantofii vechi sau tratați-i cu dezinfectanți și pudre antifungice. Purtați pantofi în zonele de piscină, vestiare și zone publice. Alegeți un salon de unghii care folosește instrumente sterile pentru unghii, pentru fiecare client aparte. Întrebare. Cei care ați fost în comă, ce v-a șocat cel mai mult după ce v-ați trezit? Răspuns. Străbunicul meu, după ce s-a trezit din comă, nu mai putea vorbi limba engleză, dar în schimb știa limba ciocto, pe care a învățat-o în copilărie. Imediat după comă, nu ținea minte că am născut și că aveam un fiu, dar peste câteva zile, memoria a revenit la normal. Iar eu, după ce m-am trezit, am uitat cum se respiră. Chiar a trebuit să mă învăț din nou să respir. Asta mi-a luat câteva zile. Mai multe răspunsuri incredibile la această întrebare și la multe altele le găsești pe canalul Elbrus. Întrebări și răspunsuri. Linkul este în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în videoclipul următor. Pe curând!